Tragedie la Liceul Tehnologic Angel Salini din Bacău după ce un elev în vârstă de 15 ani ales să-și pună capăt zilelor chiar în baia căminului în care era cazat. Descoperirea șocantă a fost făcută de colegii săi care au dat alarma. Băiatul din Stănișești a scris și un bilet de adio unde explică de ce a recurs la acest gest și anume o decepție în dragoste. Nenorocirea s-ar fi petrecut noaptea trecută, iar descoperirea șocantă a făcut-o unul dintre colegii băiatului de clasa a noua care l-a găsit spânzurat în cabina de duș. O decepție în dragoste ar fi fost cea care l-a împins spre moarte. Echipajul ambulanței a constatat decesul, trupul neînsufleții fiind transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. A fost chemat imediat serviciul județean de ambulanță, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru ca acesta să fie salvat. A fost anunțat și Inspectoratul Județean de Poliție, care deja este la fața locului pentru a cerceta împrejurările care au produs acest nefericit eveniment, iar primele indicii arată că tragicul incident a avut loc urmarea unei dezamăgiri sentimentale, fiind găsit și un bilet prin care elevul și-a explicat gestul. Oamenii legii efectuează cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor producerii tragediei. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.